de fapt, în ședința noastră aici, la Femeia, și a pus la dispoziție tot ceea ce trebuie dumneavoastră. Cum să faceți asta? Și am venit astfel. Spațiul este mult mai mare, pentru că am făcut până acum și la Casa Universitară și nu prea am simțit la Fătărie, pentru că mi-am cam tras în piept cu niște chestii de organizare, că am promis o sală și nu era bună. Și atunci am renunțat acolo și am venit aici. Și poate că dumneavoastră o să realizați cei care aveți alte concepții sau alte viziuni, că aici, de fapt, este casa lui cultura mare. Nu e nici cu secrete, nici cu oficere, e casa de cultură armatică care aici se desfășoară reale, se desfășoară spectacole cu echipuri militare sau în serviciul zicem, bine ați venit și felicitări doamnelor, pentru că e o zi mare, doamnelor și domnișoarelor, care fi aici. Ziua aceasta a fost și de noi agreată, dar a fost și impusă de cercul militar, de povestea cercului. Deci parte a părțile lor, mai mult, pentru că ei au fost cei care au spus că sunt liberi astăzi. Eu nu îndrăzneam să cred că sunt liberi, dar ei au făcut mai înainte din alte rațiuni. Așa că mi-au crezut nouă foarte bine ideea aceasta. Trecem la desfășurarea ordinii de zi, pentru că și așa suntem într-o oarecare întârziere și sperăm să mergem cât se poate de repede posibil. Pentru început, o să ascultați la primul punct de ordinea zi pe domnul președinte Constantin Tudorescu, care va prezenta un raport general de activitate pe anul care s-a scurs, deci anul 2013-2014. După care o să merg de celălalt aspect. Vă mulțumesc. Domnul Borcea, veniți. Trebuie să încep și eu, din toată inima, să transmit doamnelor mulți ani și să ceva în plus, aș spune eu. Vedeți? Noi spunem că să luptă pe femeia să fie egală după toată, nu am înțeles niciodată treaba aceasta. Femeia este nebăgată să fie certă în seamă prin alt motiv, aș spune eu. Știe cineva cine a fost mama lui Napoleon? A fost scris ceva despre ea? A fost în burta ei Napoleon? A fost educat de ea Napoleon? Și a ajuns la părântă care știu și copiii. De asemenea, mama lui Eminescu, nu? A lui Creangă, foarte puțin. Deci, femeile reprezintă sau sunt reprezentante a mamelor tuturor bărbaților care au ajuns ceva în viață sau care au făcut ceva în viață și care n-ar fi fost pe lumea aceasta dacă n-ar fi fost femeile. Poate că asta e mai important decât orice. Să porți în burtă pe oricare din marii noștri scriitori, marii noștri Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, să ajungă cineva din cauza unei femei, datorită unei femei care a făcut totul să-i dea o primă educație. Să nu credeți că facultatea, liceul, alte studii care le faci, nu știu în ce au vremuri, așa, dau mai multă educație decât o dă mama în primii ani de școală. O să vorbesc cei 7 ani, acum vorbesc în 6, cei 7 ani de acasă. Încă o dată, fericit din toată inima, pe mamele tuturor și a Domnului Păstrăcuri, domnilor care aici, ele parte sunt plecate, dar au meritul că ne-au adus în viață pe noi, dumneavoastră, că reprezentați oamenii. Vă mulțumesc. Noi am împlinit 5 ani, e o mică confuzie, 5 ani de când am fost la tribunal să înregistrăm această ligă a scriitorilor. De fapt, sunt 7 ani după
până încă 2 ani, până când am înregistrat-o. Sunt în sală sau nu sunt în sală, personalități care au participat în acești ani la dezvoltarea legii scriitorilor. Iată, de pildă, dacă citesc, membrii fondatori care sunt prezentați, au fost prezentați la tribunal când am înregistrat această lingă, Cesarina Adamescu, nu mai e, mă rog, Abu, nu mai e, Bălăceanu, nu mai e, Olga Diaconu, nu mai e. Așa, sunt alte părți. Lucia Iecuraș a plecat dintre noi, a fost și la mormântare. Între noi este doamna Gârneanță în sala aici, domnul Mihai Păstrecuș, doamna Valentina Văran și, mă rog, subsemnatul. Din ultima vreme, o parte au plecat de la noi, fie la Uniunea Scriitorilor, fie au părăsit sau nu se mai ocupă de literatură, însă au venit noi membri de care personal suntem mândri de ce fac. Domnul Vasile Cristea, fost director de la instituții mari și s-a legat și literatura de domnia sa. Cristian Cărnău, Ioan Mera, doamna profesor Cela Negoescu, Elena Răbeziș, Vasile Simon, Mariana Strabunat, Alexandru Dumitra, o să fie mai târziu, este profesor de teatru și o să vină pentru niște copii să facă o scenă de teatru aici. Doamna Cobel Rodica, din Țivana, de asemenea, de câteva zile. Doamna Ciurmea, din Anglia. Avem și din Germania un membru a scriitorilor. Ne-am, și să spunem așa, spunem Moldova, dar avem din Dobrogea membri, avem din Muntenia, chiar aici în sală, așa, care au venit la noi în ligă, văzând seriozitatea cu care tratăm problemele literare, calitatea deosebită a revistei Moldova Literară, și aici aș vrea să mulțumesc domnului Păstrăcuș în mod special, așa, care s-a adus-o la un nivel împreună cu Fica și cu domnișoara care se ocupă acum de partea care este aici, așa, și Moldova Literară a ajuns să fie o revistă deosebită căutată. Iată, vă dau numai la ce biblioteci județiene merge această revistă. La Biblioteca Județeană Botoșani, Suceava, Piatra Neamț, Iași, bineînțeles, în două locuri, la Gheorghe Asache și la Mihai Eminescu, la Bacău merge, la Vaslui, la Focșani, la Galați, la Constanța și în Republica Moldova, la Chișinău. Profit de această ocazie să vă spun că dintre realizările noastre este și faptul că cărți scrise de dumneavoastră, de cei care poate nu sunt prezenți în sală, au ajuns în felul următor. 140 de cărți de la dumneavoastră, și vor mai ajunge, au mers la Republica Moldova prin intermediul unor oameni de suflet de Republica Moldova, fie că locuiesc în România sau locuiesc acolo, și a domnului Păstrăcuș, care a fost practic și a dus cu această ocazie a dreptului, așa, a dus cărțile acolo. De asemenea, 80 de cărți de ale dumneavoastră, minimum 80 de cărți, sunt la biblioteca din Casa Armatei de aici. Avem un raft cu cărți scrise de dumneavoastră. Deci ce scrieți și trimiteți la mine, direct la mine, trimiteți cam un birou. Adresa? Așa? Ajung toate fie în Republica Moldova, fie în biblioteca, după ce sunt citite noi, în biblioteca de la Casa Armatei. În timpul ultima perioadă, așa, conducerea Ligii Scriitorilor a participat în o serie de localități la lansări de carte. Unde ne-ați invitat? Sunt
locul unde nu am fost invitați, de pare rău. Am fost la Focșani, la o lansare frumoasă de carte, la Roma, o sală plină la Roma, de asemenea am fost invitați și ne-am prezentat la Suceava, la Pașcani au fost două prezentări deosebite organizate de doamna Băran. Și la Iași, mai multe prezentări, de care și a doctorului de la Piatra Neamț și alte prezentări, așa, și de asemenea a participat, cine să pricepe, și aici nu mă pricep, eu să pricepe domnul profesor Păstrăguș, la expoziții de pictură, nu numai ca participant, iar dumnealui prezintă, așa, expoziții de pictură și literatură în Iași. De asemenea, în revista noastră și activitatea noastră s-au promovat piese de teatru la sărbătoria lui Ionuca Caragiale, s-au dat și premii și diplome pentru locul 1, locul 2, locul 3, au luat parte personalități cunoscute din București, din Iași, în arta aceasta a teatrului, așa, la această manifestare și a fost publicat în revistă. De asemenea, s-a promovat prin revistă texte despre Eminescu, așa, despre alți, atunci când a fost un număr de ani, fie de la naștere, fie de la plecarea dintre noi, a marelor literați ai României. La această oră avem și suntem mândri, oarecum, în anumite județe, în câteva județe, un număr impresionant de scriitori care au preocupări și pe plan local, dar și prin noi. Astfel, pe județul Suceava sunt 9 membri. Doamna Bugnăriței, doamna Patraș, domnul Pața, domnul Panțiru, domnul Timu, doamna Bulea, domnul Nicol, e doamna Bugnării, domnul Cristian Vasile, așa, și doamna Repeziș. La Iași sunt 14, județul Iași sunt 14 membri. Domnul Dumitra Alexandru, o să fie mai târziu cu copii, așa, care îi instruiește în teatru. Domnul Filip, doamna Grăneață, domnul Harnău, domnul Inducă, la Pucuiliași, doamna Negruiescu Cela, domnul Păstrăguș, doamna Popel, e aici, prezentă, domnul Șorea, un vechi, o veche cunoștință, de fapt, nu mai știu dacă aparține de ea sau de Suceava, dar nu are activități și de Suceava, așa, domnul Simon Vasile, doamna Băran Valentina, domnul Zaboriră Mihai, doamna Popel, Rozica, care a venit aici de puțin timp membră a noastră. În județul Neamț, de asemenea, sunt 6 personalități. Domnul Cucureștean, e prezent aici. Domnul profesor Ciobanu Gheorghe, mare profesor, o să revină asupra domnului sale. Domnul doctor Virgilu Răzeșu, este prezent aici. Doamna Rusu Natalia, să zic așa, o profesoară de limba română. Este cel mai exigent a cuvântului. Cel mai exigent a cuvântului. Așa, domnul Știrbu, domnul Țuțuianu. Avem și Botoșani pe... S-ar putea să vină și doamna Țuțuianu. Da. Un profesor, un om ca lumea trăvitere, domnul Vasile Popovici, care rămân surprins ce multe cărți scoate, de bună calitate și cred că și costă scump. Însă să-ți bate, să lase ceva în urma cărții sale, ca fiecare dintre ei. De la Buzău, domnul Ioan Mera, din județul Buzău, din județul Constanța, doamna Saveta Georgescu, n-a putut veni, este o romancieră de mână, de primă mână, ea semnează romane ca Dora Romanescu
și domnul Stan Vergin, care este aici. Și prezent și domnul domnul din județul Vrancea, domnul Stanciu și doamna Stratulac, Maria Danuța, care e prezentă. Așa? Mi-a spus că bine? Așa. De asemenea, avem pe doamna Chiurdea Margareta din Anglia și doamna Goltiș Tătaru din Germania, care sunt membre a noastră. Și de la Galați, așa, doamna Cristia, care am cunoscut-o personal astăzi. Da. Aș vrea să îmi permiteți să dau cuvântul, nu vreau să vă dețin mult, sunt multe de spus de ridică, să dau cuvântul domnului director economic, așa, care va prezenta ce s-a întâmplat cu banii din cotizații și din celelalte. Thank you.